Salutare, prieteni, cu voi iarăși Motan Show și astăzi din nou să reacționăm la Siren Head versus Cartoon Cat, Predator, Pinehead, Slenderman și mulți alți monștri. Iar dacă nu vreți să vină acești monștri la voi acasă, chiar acum rupeți butonul de like și nu uitați să apăsați pe butonul ăla roșu cu subscribe. Oh, a apărut Cartoon Cat și deja Cartoon Cat este atacat. Interesant, de cine este atacat? Da, scrieți în comentarii dacă știți de cine este atacat Siren Head, Cartoon Cat. Oh my gosh, cine este asta? Este cumva Pinehead? Oh my gosh, ce? Cartoon Cat a pierdut? Și a căzut. Oh my gosh. Nu-mi vine să cred că Cartoon Cat poate să piardă atât de ușor. What the fuck? Ce? A scos ghearele? A dispărut Pinehead? Oh my gosh. Ce o să facă mai departe? S-a mărit. Și... oh, shit! Oh my god! L-a rupt-l în două! Nu... babele se ouă... nu-mi vine să cred! Ok, a apărut sunetul acesta, zgomotul de Siren Head, sirenele și uite, a apărut și Siren Head! Oh my god! Oh, shit! Oh! Ați văzut? Siren Head pur și simplu din câteva secunde l-a câștigat-l pe Cartoon Cat, l-a dat-l, l-a doborât la pământ, uitați-vă, a vrut să-i rupe capul lui Siren Head, iar Cartoon Cat a luat sfârșit deoarece a pierdut, deoarece i-a spars burta, Siren Head, bă, este cu totul nebun, a apărut Predator, a scos chestia, arma sa, l-a înjunghiat în piept și a pierdut și Predatorul nostru. Oh my god, ce? Jeff Ucigașul l-a pierdut lui Leatherface, nu! Michael Myers l-a omorât-l pe Leatherface, a venit Jason Voorhees pe Michael Myers, oh my god! Păi, aici atât de repede lupte... oh, Deadpool a apărut! Nice, like sub acest video dacă v-ați uitat la filmele cu Deadpool. Deci aici, acum văd, merge wrestling... ok, a apărut Venom. Venomul trebuie să-i câștige pe toți, dar cum a pierdut Deadpool? Poate era doar în costumul de Deadpool, nu este adevăratul Deadpool care este nemuritor. Oh my god, 2 la 1 nu este. Ok, oh my god, bă, a, nu, deci Venom nu pierde atât de ușor, doar că a fost... a, cu sacul îl lovește, nu... nu-mi vine să cred, a pierdut Venom, ce? Oh, shit! Oh! Nu! Cum el a vrut să-i spargă burta, sau să-l lovească în burtă, pe când ăsta are totul de fier? Asta pune mână, oh, de fier? L-a înjunghiat cu cuțitul în burtă, deoarece el n-are fier la burtă. Ok. Oh, oh, Pennywise versus Freddy. Oh, my God! Cine va câștiga această luptă? Oh, un scuter? Ok. Dar ăsta... oh! Pur și simplu i-a zdrobit fața, ați văzut, l-a aninat-l de față, de cap și el... oh, a dispărut? Chucky? Oh, Chucky a fost lovit de Michael Myers, doamne, aici cât se luptă, bă? Uite, împotriva toți, împotriva lui Pennywise. Ok, Pennywise pur și simplu pe toți la rând îi omoară. Oh, Leatherface versus Jeff Ucigaș. Oh, shit! Pennywise cu blabile sale de, nu știu, oh, nu, eu sper că Pennywise, oh, Slenderman i-a rupt mâinile lui Pennywise, nu, eu voiam să câștig Slenderman deoarece sunt pentru Slenderman, îmi place acest personaj creepy, oh, ucigașul Jeff l-a omorât-o pe Pennywise deoarece a aruncat, nu, a apărut în spate, Jeff ucigașul, uite în spate, bă, nu! L-a omorât-l pe Jeff ucigașul, nu-mi vine să cred. Oh, Pennywise împotriva lui Leatherface și Freddy. Iarăși s-a făcut mâinile acestea de... nu știu cu ce se seamănă mâinile acestea. De crab, de rac, nu știu. Oh! Ăsta, Leatherface l-a luat-l pe Freddy și l-a aruncat-l pe Pennywise, a aruncat drujba. Oh my god, s-a urcat pe scooter și a fugit. Dar acum o să ne uităm, prieteni, Slenderman versus monștri aceștia nebuni. Deci, Predator deja a aruncat câteva suliți în Slendermanul nostru.
Deci ce o să se întâmple mai departe? Cine va câștiga această luptă nebună? Slenderman sau Predator? Wow, shit, ați văzut, a dispărut! Oh my god! Oh, l-a aruncat-l pe Predator? Deci cred că l-a omorât-l. A venit Jason Voorhees, dar cred că n-are nicio șansă Jason Voorhees versus Slenderman. Doar uitați-vă în slow-mo. Oh, shit! Ce? I-a scos toate oasele din spate. Oh, my God! Oh! Cartoon Cat s-a mărit ca și... Deja este mai înalt decât Siren, decât Slenderman-ul nostru. Oh! Vrea să-l mănânce. Oh! A fost înjunghiat în burtă cu mâinile acestea de pe Angel. Oh, cu scuterul a venit Pennywise cu motocicleta. Ok. Ah, s-a format deja mâinile acestea. Oh, uitați-vă în slow-mo, dar nu cred că... Oh, l-a înjunghiat-l pe Slenderman. Dar stai, nu a fost omorât. Ok. Freddy a apărut. Deci... uitați-vă. Oh! Ce? Nu a fost? Ok, a venit Michael Myers, dar cum a venit, așa și a murit. Ok, Michael Myers cred că este unul dintre cei mai slabi monștri pentru Slenderman. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, ce? Jeff, ucigașul, ce ai în cutia aia? Ok, ce? Asta e, poate o e o... I-a dăruit ceva lui Slenderman? Ah, nu! Oh, a folosit ca rampă această cutie. Oh, ai dispărut? Deci a pierdut și... Oh! Oh my gosh, ați văzut? Asta era cine este? Ah! Pinehead? Oh my god, nu pot să cred. Ce? Slenderman a pierdut această luptă? Stai, nu! Nu! Oh my god, doamne, nu-mi vine să cred. Jeff Ucigaș, Leatherface și Pinehead l-a câștigat-o pe Slenderman. A apărut Michael Myers, deja, prieteni, mergem iarăși la Siren Head. Michael Myers, Leatherface și... Oh! Mai încet cu drujba, că o să-l tai și pe Michael Myers și Jason Voorhees și Siren Head, cel mai tare monstru din lume. Ok, a venit, nu știu cine ăsta este, prieteni, scrieți în comentarii cine e monstrul acesta, deoarece nu-l cunosc. Oh, l-a înjunghiat în picior. Oh my god. A venit. Băi, de ce este atât de sportiv ăsta de-a lui ucigașul Jeff? Oh, iarăși ucigașul Jeff, ucigașul versus Michael Myers, dar a pierdut. Leatherface aleargă cu drujba. Doamne, ce este nebun, cine a jucat cu Mortal Kombat pentru Leatherface, like sub acest video. Și Michael Myers iarăși a pierdut. Doamne, de ce mereu pierde Michael Myers? Oh my god, Pinehead l-a omorât-l pe Freddy, i-a întors cuțitul înapoi lui Michael Myers. Oh my god, bă, Pinehead este foarte puternic, deci a rămas doar Jeff Ucigașul, care tot a pierdut de la Pinehead. Iarăși s-a ridicat Freddy, Freddy a dispărut deoarece nu vrea să se lupte, a apărut în spate și... Oh, oh shit, l-a înjunghiat în spate. A apărut aici. Oh my god! Freddy pur și simplu toți o moare. Iarăși Leatherface l-a luat-l cu drujba pe Michael Myers. L-a aruncat-l în Freddy. Freddy s-a ridicat. Pennywise, ca de obicei, vine. Deci se transformă mâinile în, nu știu, în chestiile astea de crab, de rac. Nu știu ce sunt. Ok, a apărut. Ce? Atât? Oh! Oh my god, Leatherface pur și simplu pe toți e pe drujba lui. Deci vrea să prietenească. Deoarece din rusă drujba este prietenie, așa că... Oh my god, oh my god, Pennywise a nebunit cu totul, l-a câștigat-l și pe Leatherface și pe Jeff Ucigașul. Dar cine este monstrul ăsta? Wow, uitați-vă la Freddy, are un costum nou. Și a apărut și Chucky în acest video. Oh my god! Oh, a pierdut Freddy, dar cine este asta? Băi, scrieți în comentarii că nu-l cunosc.
Iarăși a zdrobit capul. Nu! Oh my god, de ce mereu pierde? Prieteni, dacă v-a plăcut acesta filmuleț unde Siren Head este cel mai tare monstru din lume, rupeți butonul de like pentru partea 20.000 de like-uri și nu uitați să vă abonați și să distribuiți acest video la toți prietenii. Pa, pa!